Transferul contribuțiilor de la angajat la angajator le-a dus și angajaților APIA salarii mai mici. Este vorba despre unii dintre șefii de servicii și birouri și chiar despre directorul instituției, care au lefuri serios reduse față de luna decembrie anului trecut. În cazul consilierilor superiori, salariile au scăzut cu 300 de lei față de anul trecut. Într-adevăr, nu pentru toate funcțiile din cadrul APIA Centrul Județean Buzău. Pentru funcțiile de execuție această problemă s-a rezolvat, în schimb pentru funcțiile de conducere diminuarea a rămas. De la cât la cât? De la 800 la 2000 și vorbim de net. O altă nemulțumire este legată de legea salarizării. Salariații din teritoriu sunt dezamăgiți că sunt plătiți după o altă grilă față de cei din aparatul central, ceea ce, în opinia sindicaliștilor, este o discriminare. Angajații APIA nemulțumiți spun că vor da în judecată guvernul.